Ne-am întors la Arad pentru startul partidei dintre UTA și FCU Craiova. Avem imagini din camera VAR acolo unde sunt Horia Mladinovic și Radu Ghinguleac. Radu Petrescu, arbitrul acestei întâlniri, Mircea Grigoriu și Mihai Marica. Vedem lista rezervelor, o listă mai scurtă oltenilor. Aflați într-o situație complicată, veniți fără antrenor după demiterea lui Giovanni Costantino ca urmare a remizei cu Poliaj. 2024 a fost un an foarte slab pentru FCU Craiova, care se afla la doar 3 puncte de zona play-off-ului în momentul reluării campionatului. Însă în 7 etape oltenii au făcut doar 4 puncte, iar acum au coborât pe loc de baraj. Au fost depășiți de Poliaj după remiza Iașului cu Dinamo de aseară. Iată pe UTA la primul său atac, o centrare în care de 16 metri advers a fost o centrare lui Trif, care evoluează în flancul stâng în locul lui Costa Rodriguez. Mihai și Omondi sunt ceilalți absenți din formula de start din Giulești. Trif, Pedro și Pop i-au înlocuit pe cei trei. Rodriguez accidentat, Tudorie este și el accidentat, dar abia a venit la UTA. Se pare că nu era pus la punct cu pregătirea și a suferit o ruptură fibrilară. Ștal, de asemenea, accidentat, sunt cei trei absenți importanți din echipa lui Mircea Arenic, în timp ce Conte a venit după cele trei etape de suspendare, dar este rezervă. Arareș Pop n-a putut juca în meciul din Giulești, ca urmare a clauzei introduse în contract, după ce rapidiștii l-au achiziționat de la UTA. Va merge în Giulești din vară, acolo unde a marcat Mikovski. Rapidul nu s-a gândit că Mikovski ar putea să-i pună probleme. A înscris jucătorul împrumutat de giuleșteni pe terenul Rapidului, dar până la urmă a fost o victorie clară a Rapidului. Ocazie mare pentru UTA, minutul 2. Lucasen și Benga lângă această minge. Cel care lovește e Lucasen. Bună centrarea, bună și reluarea. Iată, o mare ocazie de gol la poarta lui Popa. Vorbea despre Mikovski. Mikovski a devenit prin golul marcat în Giulești golgheterul UTA-i în acest moment. Iată-l pe David. Iată, a fost portar la Craiova. El se ocupă de soarta celor de la FCU în această confruntare. Iată-l pe Stolnic, perechea lui Benga. Benga, după gafa făcută în Giulești, toată lumea a sărit în cap, însă este unul jucător că ei se întâmplă destul de rar astfel de momente. Iată cu diagonală pentru Mikovski. Mikovski, un transfer reușit de UTA, un jucător care s-a adaptat foarte, foarte bine, a și primit meciuri, a căpătat încredere și a arătat calitățile în tricoul la Rădăcinilor. Da, deși în ultima perioadă, înaintea meciului din Giulești, Mircea Rednic se arătase nemulțumit de evoluția lui Mikovski. Adevărat, îl și folosise funda stânga, pentru că Alia Bait fusese plecat la echipa națională, la Cupa Africii, apoi Alia Bait s-a întors doar ca să plece la CFR. Acum Mikovski revine pe poziția pe care a dat cel mai bun randament, pentru că UTA l-a adus pe Trif și îl folosește pe postul de funda stânga. Am vorbit despre cele trei modificări față de formula de start din Giulești la UTA, față de meciul cu Poliaj de pe teren propriu 1-1. Craiova a făcut mai mult de jumătate de echipă schimbată, 6 modificări. Bausa este și el o noutate, nu a jucat în meciul cu Poliaj. Poliaj care între timp și-a jucat meciul din această etapă. Iată aici un fault al lui Button, comis asupra lui Pedro. 4 minute trecute din această partidă. UTA și FCU Craiova în continuare la egalitate 0-0. Sunt 3 partide astăzi. Aceasta este prima confruntare a zilei din Liga 1. Se mai joacă în această seară de la ora 17 Hermașad Oțelul și de la ora 20 Farul Constanța CFR Cluj. Meci tare, dar toate sunt cu interes, să spunem, și cu miză.
Primește Hakim. Avansează, însă e destul de greu. E jucașul de 34 de ani al Craiovei. Basa aruncă o privire în careu. Bausa mai departe pentru Albu. În stânga Dragu, titularizat astăzi, jucătorul venit de la Botoșani. S-au schimbat multe lucruri, mai ales în zona defensivă echipei antrenate astăzi de Valentin David, în condițiile în care lacroașii Companiucci au ieșit accidentați repede din partida cu Badula și Companiucci, scuze, au ieșit în primul sfert de oră al meciului cu Poliaș. Leo Lacroix nu este nici pe banca de rezerve astăzi. Din formula defensivă runda precedentă n-a mai rămas în teren decât Lechiatas, singurul supraviețuitor. Cine a făcut schimbările? Lipsa unui antrenor. Iată o deschidere acum Petru Pop. Pop împins și se ciocnește destul de tare de Robert Popa. S-a apărat bine oltenii după momentul mai puțin reușit în care Pop a scăpat spre poarta lui Robert Popa. Apropo de reapariții, Robert Popa pentru a treia oară consecutiv titular în poarta Craiovei, după o perioadă în care ori a fost lăsat în afara lotului, ori a fost rezervă. Ciocnire între cei doi. Aici n-am înțeles de ce Robert Popa duce piciorul în lateral acolo, în dreapta. Cred că ar fi putut evita destul de ușor contactul cu Pop. Dacă era Luca să se ferea, spune. Sunt dar convins. Cu Pop n-au fost probleme pentru un jucător de categorie muscă, cocoș cel mult. Iată pe Craiova, deselândă jumătatea de teren adversă, să nu iese jocul în aceste prime 7 minute. De câte ori au pătrunsă jumătatea de teren a arădenilor, au pierdut foarte repede balonul. Iată aici un nou fault al lui Batan asupra lui Pedro. Ai fault clar, în ciuda nemulțumirii jucașului ofensiv belgian. La minutul 70, un asemenea fault era urmat și de un cartonaș galben. De ce nu fi alergat după această minge? Pentru că mi s-a părut că putea să o prindă Căpușe, fundașul dreapta a Lutei. Mingea a ieșit în afara terenului de joc. Popa pentru Gvachici. Gvachici greșește aici în fața lui Fabri. Fabri mai departe pentru Mikovski. Scoate Mikovski în zonă centrală, pus pe picior greșit. Pedro rămâne totuși în poziția balonului. Iată pe jucătorii Utei aducând balonul din preajma careului de 16 metri advers la portarul Iacob, care degajează pentru Lucasen. Mult mai iute acolo Gvachici. Uta se așează din nou pe poziția ofensivă, foarte bine servit aici în stânga Mikovski, ocazie mare pentru Uta, minutul 8, a doua mare ocazie și în prim plan din nou Lucasen. Avem o imagine cu asistentul de pe acea parte care a ridicat, se pare, Fabio a plecat prea devreme Mikovski. Pasa nu era. Iată, se ridică Fabio, da. Și a fost o poziție de offside. Da, fără prea multe discuții. Albu acum face pressing Marcelo Freitas. E bună pasa pentru Albu. FCU Craiova reușește să scoată mingea din pressing-ul advers, însă Albu fără soluții cară mingea după el doar pentru a o pasa în stânga la Dragu. Lacroașii Mascarenia sunt răciți, asta lipsesc astăzi. Apropo de nenumăratele schimbări din zona defensivă a oltenilor, bună pasa lui Albu pentru Bausa. Chițu se întoarce destul de greu și Aurelian Chițu. Albu mută în stânga la Basa. Pot face un 2 contra 1 acolo. Basa însă alege varianta centrării pe lung. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betan. Jocul începe acum. Minutul 10 la Arad. Am văzut și
imagini cu oltenii care veniră la Arad să încurajeze echipa favorită. 0-0 continuare UTA, FCU Craiova. Stolnic cu intervenție acolo în fața lui Basa, rămân în posesie ardeni. Freitas pentru Trif, primește Benga acum. De această dată nu mai greșește, nu mai atinge mingea și cu stângul, așa cum s-a întâmplat în primul minut al partidei din Giuleș. Mikovski, poziție bună de centrare, îl căuta pe Fabri, a ratat o ocazie uluitoare Fabri în Giulești. Peste poartă, din câțiva metri, poziție centrală. Dincolo de scorul 1-4, dincolo de faptul că practic meciul a început de la 2-0 cu tur rapid, UTA n-a făcut un joc rău. Au avut șansele lor să relanseze partida, să egaleze la 2, însă nu au făcut-o și toată lumea își va aminti doar de scor. Centrare respinsă de defensiva Craiovei, foarte aproape acolo Pedru de a stăpâni acel balon. Iată, chiar au urcat liniile UTA, Arădenie, de vreo 2 minute și forțează în continuare poarta lui Robert Popa. Au probleme băieții lui Valentin David în pressingul arădean. Sigur că probleme vin și ca urmare a deciziilor neinspirate luate de jucătorii celor de la FCU Craiova. De exemplu, mai devreme Chițu avea timp să se întoarcă și să continue către poartă, să joace tot pe button. Ce trecere frumoasă aici, Drif. Faultul, da. Faultul lui Achim. Mingea ajunsese la Lucasen. Arbitru Radu Petrescu s-a grăbit să fluieră, însă putea să lase și avantaj, dar cred că arădenilor le convine mai mult această lovitură liberă. Minutul 12, bate Pedro, jucător cu o carte de vizită interesantă și destul de onorantă pentru ei. Iată-l pe Pop, șutul de acum, scoate Robert Popa! A avut timp Pop să-și aranjeze acel balon, să șuteze curat Popa, însă este unul dintre cei mai buni portari din Superliga. Foarte frumoasă pe execuția lui Rareș Pop. Popa însă e atent. A ieșit târziu Dragu. E deși puțin efect. Pop bat repede cornerul arădenii de la João Pedro pentru Fabri și nu este încă o lovitură de la colțul terenului. Rămâne însă UTA în marginea careului advers. Necajer se joacă aici, da, în da, da. 35 de metri. Spuneam de vreo 2-3 minute, forțează Aradul și se află tot mai aproape de careul de 16 metri. Recuperează aici Căpușă cu om lângă el. Mingea iese însă neatent, putea să recurgă la un călcâi, să-l păcălească pe adversarul său direct din această fază, care este Dragu. El va arunca de la margine. Este acel joc frumos al Craiovei din prima parte a campionatului, chiar și în meciul tur, unul dintre cele mai spectaculoase, acel 2-3. Craiova a jucat foarte bine, a dat 2, a luat 3, nu mai contează. Pentru spectacol, șut acum și este gol! Pedro! Ceea ce nu a reușit Pop, reușește Pedro cu un șut de extrem de bine plasat din afara careului de 16 metri să-l învingă pe Popa. Primul gol în tricoul arădenilor pentru João Pedro, mijlocașul portughez de 30 de ani. Foarte frumoasă pe execuția, iarăși probleme acolo în zona centrală. Scos foarte ușor din joc Achim de această combinație a lui João Pedro cu Fabri. Ce bine lovește mingea, superb. Fabri trece în cont și o pasă decisivă la această reușită a lui Pedro. Lăuda mai devreme, spuneam că are o carte de vizită foarte frumoasă Pedro, iată-l marcând, așa cum ai spus, primul gol al său în tricou UTA. Minutul 13, așadar, să vedem Craiova ce va face acum, va trebui să treacă la planul B. Dacă există un plan B, dacă există, da, la echipa lui Valentin David. E o prăbușire abisală, aș zice. O minge trimisă către nimeni acolo, Căpușă cu mult calm, trimite cu capul lui Iacob. UTA doar trebuie să se mulțumească doar cu acest gol și trebuie să-și facă jocul în continuare, așa cum și l-a făcut până acum, și să încerce să-și facă partida cât mai ușoară. Luca se împiede un nou duel aerian, destul de ciudat și cu Lecheata și cu Vachici.
nu a câștigat niciun duel până acum, decât cel din acel debut de partidă, când a trimis, atunci a fost o fază fixă, a trimis alături. E un rezultat la care UTA urcă pe loc de play-off cu 40 de puncte, însă cu Cluj, Sepsi și Hermann urmează să joace. Aici e un număr la umăr, urmat de un hands făcut de bată. Nu Cluj o are acasă pe FC Botoșan. Se întâlnesc cele două mâine. Sepsi joacă tot pe teren propriu cu voluntari luni, iar de la ora 17 Hermannstadt joacă tot acasă cu Oțelul. E destul de încurcată, da, lupta pentru un loc în play-off. Oțelul nu mai intră în calcul. Farul nu se deloc, bine să știi, are 41 de puncte. E adevărat, dar campionul lumii are două meciuri, da, de jucat, adică tot atâtea câte au și Uclu, Sepsi, Hermannstadt. Să nu piardă tot până la final. Diseară e cu CFR Cluj. E și foarte dificil. La ce joacă Farul în ultima perioadă, chiar nu pot să spui că e totul rezolvat. Iar apoi în ultima etapă a sezonului regulat la Botoșani. Botoșanul, chiar dacă este ultima clasată, nu joacă rău, a făcut câteva partide foarte bune. Iată-l acum pe Freitas, îl vede urcat în dreapta pe Căpușă. Acesta nu se duce în minge. A calculat greșit locul de aterizare al balonului, dar intenția lui Marcelo Freitas a fost aplaudată de public. Dar ar trebui să intersecteze traiectoria mingii. A alergat după sau spre locul de contact al mingii cu gazonul, iar asta s-a dovedit a fi o alegere greșită. Uite, apropo de Botoșan, vorbeam că Farul va juca cu Botoșan în ultima etapă. În cele 5 partide de invincibilitate ale UTA până în eșecul cu Rapidul din Giulești, au fost 4 victorii și un egal cu Botoșan. În schimb, a bătut Șepși acasă, Clujul, Universitatea în deplasare, Voluntarul în deplasare, Petrol acasă, și a remizat cu Botoșanul aici, 2-2. A egalat târziu UTA, da, în meciul cu FC Botoșani. În prelungirile partidei juca în 10 oameni. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Lovește Stolnic pe Bausa, dar mai mult de un cartonaj galben nu cred că se poate da la această fază. Oricum Radu Petrescu nu a avut intenția de a avertiza. Cred că a fost și puțin teatru. A fost și puțin teatru, iată, Bausa și-a revenit. Chiar m-am speriat, a crezut că e ceva grav. Bine, l-am văzut și a revenit destul de repede și se ducea amenințător către Stolnic. Încă o dovadă a faptului că n-a fost nimic important acolo. Da, o minge de arbitru, Aleș Pop trimite pentru Robert Popa Lechi Atas. Suntem în minutul 18, am notat deja un gol pentru minutul 13. Însă datele problemei nu s-au schimbat, totul este la Dimonu. Iată-l pe Mikovski, care atacă foarte bine această minge. Poate centra Mikovski. Balon deviat acolo de Negru. Aproape să pună mâna pe minge Kvakici. Ale Chiatas și Kvakici, doi fundași centrale duși în această iarnă, au avut evoluții foarte, foarte modeste. Al treilea corner al arădenilor. Achim și Mikovski, un dialog care îl face pe Radu Petrescu să îi atenționeze. Vine centrarea lui João Pedro la prima bară, respinsă destul de ușor. Un șut al lui Trifie Benga acolo. Fanionul abia acum se ridică. Da, asistentul de pe acea parte a așteptat și cred că a luat cea mai bună decizie, adică Fanionul. Într-adevăr, Benga rămâne în spatele ultimului apărător craiovean. Mingea vine de la Lucasen. Da. Niciun gol pentru Benga în prima ligă. Și vorbim despre unul dintre cei mai experimentați fundași din lotul arădenilor.
A găsit Castelnic, duelul cu Aurelian Chițu, degajarea lui Iaco, din nou posesie pentru Arădeni, pierde însă extrem de ușor acolo Freitas în fața lui Bausa. Niciun gol în acest sezon. Niciun gol în acest sezon, precizarea, da. Că în sezonul trecut am înscris de două ori. Benga aruncă de la margine, Dragu pentru Craiova. Chițu talonat acolo de Stolnic, apare și Căpușă și mingea iese din atacantul Craiovei. Izolat Chițu, n-a atins mingea, cred preț de vreo 10-15 minute. Izolat acolo între cei doi fundași centrali, Benga și Stolnic. Căpușă rămână pressing craiovenii, dar un pressing destul de cuminte. Benga pentru Trif. Atacat acolo de Button, cu ceva șansă trece de acesta Trif. Pasă în adâncime pentru Mikovski. Balon respins să de Vakic. Recuperează Arădeni, pierde însă João Pedro în fața lui Bausa. Frumos trece Bausa pentru Chițu. Era pasa lui Bausa, va fi galben, oare de data asta lui Radu Petrescu. E adevărat însă reacția lui Bausa din nou este una de super actor. Te și sperii, ai impresia că... Da, că la fiecare fază îi rupe cineva piciorul. Benga se duce într-adevăr amenințător, dar nici nu cred că îl atinge. Aolo, ba da, Benga. Dar cine l-a dat? Aici era pentru Benga, da. Calcă Benga. Da. Intervenție urâtă a stopperului Utei. Și a revenit Bausa, lovitura liberă va fi executată de Button, minutul 22. Iată, cred că este prima șansă a Olteinilor. Ne pune în pericol poarta lui Iacob. Acum când ne apropiem de jumătatea acestei prime reprize. Cred că i-a șoptit cineva lui Radu Petrescu, altfel nu mi-i explic cum îi dă cartonaș galben lui Benga, dar de-abia acum. Bată în centrare periculoasă, Renare cu capul, gol! Gol pentru Craiova, Bausa reușește să egaleze la, spuneam, prima fază importantă la poarta lui Iacob. O raritate, un gol cu capul, marcat de Bausa. Îl vedem pe argentinian, să vedem dacă da, se întoarce la timp. Pasta deliberat în offside, preț de câteva clipe. S-a coordonat perfect cu Button. Apoi s-a întors la timp. S-a coordonat perfect cu Button și iată reia. Cât că se ceartă Arădeni, cine trebuia să-l țină pe Bausa la această fază. I-au luat în primire pe ceilalți jucători, pe Achim, pe Vakic, pe jucătorii mult mai înalți. Și a marcat Bausa, exact cum spuneai, printr-un procedeu destul de rar în cazul său. A, suntem obișnuiți să-l vedem pasând mult pe exteriorul, cu călcâiul, trăgând de la distanță duelurile aeriene. Nu e chiar atât de mult prezent. Nu cred că sunt probleme cu privire la poziția lui Bausa, dar trebuie corelat momentul plecării mingii din piciorul lui Button cu poziția lui Bausa. Ce am văzut pe reluare părea să fie în regulă. Și mi s-a părut coordonarea perfectă. Da, deci i-a luat galbenul lui Pedro. Asta pentru că i-a fost șoptit în ureche, pentru că nu văzuse de-l pe Radu Petrescu. Ha. Stăm degeaba. Nu e chiar... Ce anume? Păi nu e chiar normal, nu? E un caz de încurcarea identității jucătorului, dar la un galben, nu la un roșu. Parcă la roșii era... De-aia sunt prieteni în jurul terenului. Era intervenit și... din camera VAR, pentru că numai de acolo îi se putea spune. Da. Spuneam Adinaur că stăm degeaba, pentru că n-avem ce analiza la golul marcat de Bausa și, într-adevăr, s-a reluat jocul 1-1. Avem deja două goluri aici pe Francis Neumann din Arad. O perioadă în care UTA a dominat jocul, a deschis scorul, a mai avut ocazii, însă cei care înscriu sunt oltenii. Offside la Lucasen. Din nou semnalizare bună. Setul de pe acea parte. Lechiatas pentru Achim. Dragu.
urcăm pressing ardenii, minge întoarsă pentru Robert Popa, Popa trimite flancul drept pentru Negru, foarte liber aici, Negru primește și trimite la decime pentru Chițu, Chițu blocat acolo de Stolnic, vine șutul lui Basa de la distanță, dat-o pe Craiova, căpătând încredere după acel gol marcat de Bausa. E nou periculoși craiovenii. Pop. Pop care de când a semnat cu Rapidul, parcă nu mai dă același randament. A, nu e, a zice nimic neobișnuit, cu atât mai mult cu cât el face parte din categoria jucătorilor tineri și foarte tineri, care sunt de regulă inconstanți. Are 18 ani, Rareș Pop. Trebuie să fie conștient că la Rapid va trebui să muncească de cel puțin 2-3 ori mai mult decât a făcut-o până acum la UTA. Și că Bucureștiul nu-i arat. Sunt mulți jucători care se pierd în capitală. Lucasen încearcă să scape de Lechiata, iese și Popa prinde această minge. Da, parcă s-a mai schimbat la față Craiova. Odată cu s-a mai îmbujurat puțin, nu? Da, s-a mai îmbujurat puțin și are mai multă încredere. N-am și faza de mai devreme cu șutul lui Basa. Superliga vă este oferită de Superbet. Dragul pentru Vladaki. Pasa. S-au rezolvat problemele de ordin tehnic. Ne-am întors la Arad cu această acțiune a Craiovei. O centrare a lui Basa, blocată destul de ușor. De João Pedro, nu e nici corner pentru echipa lui Valentin David. Minutul 28. 1-1. Goluri marcate de João Pedro, minutul 13, și Bausa, minutul 22. Lechiata s-a respins după acea degajare lungă. I-a pasat lui Albu. Albu pentru Dragu. Intervine aici și Achim. Din nou Dragu. Lechiata pus în dificultate de apărătorul stâng al Craiovei. Nevoie să șuteze în balon, să-l trimite în afara terenului de joc. Posesie din nou pentru Uta. Căpușe. A combinat cu Freitas. Stolnic întoarce pentru Florin Iacob. Iată-l pe Beng acum. Ne apropiem de minutul 30. Trebuie să bifăm jumătate de oră. Pedro, ușor neatent, scapă însă de marcajul lui Albu. Pasă pentru Mikovski. Mikovski, gol! Până la urmă, dar să vedem. Să vedem dacă... Nu e. Se ridică fanul de la margine. Fază ciudată. Mikovski trebuia să șuteze din prima. A vrut să fie altruist. E gol, să știi. Ba, da. E gol până la urmă, pentru că mingea vine de la adversar. Vom avea o reluare. Mikovski așadar marchează minutul 28, cred că a fost. Da. Da. Mikovski s-a uitat la asistent și cred că l-a văzut cu steagul sus. Era foarte nemulțumit. Aici e poziție regulamentară. Da, dacă o atinge... Stai, vine vedem. De la adversar. De la... Nu, să nu atingă Lucasen înainte. Pentru că dacă o atinge Lucasen, e offside la Mikovski. Am presa că este o intervenție a unui apărător, Oltean, după care un alt alb-albastru îi trimite lui Mikovski. Deci la pasa inițială. Da, la prima pasă a lui Mikovski, atunci când am spus că nu trebuia să fie altruist. Da. Plasa de siguranță, arbitrul, varul își face datoria, nu mereu și nu în aceeași viteză de joc. A stat mult și ieri la Petrolul,
Universitatea Craiova la acea fază la care s-a dat penalti, acea lovitură de la 11 metri ratată de Andrei Ivan. Aici, repet, e relativ simplu. Dacă Lucasen atinge minge, e offside. Dacă nu atinge, va fi 2-1 pentru Utah. Din nou o fază frumoasă construită de Utah și tot pe flancul stâng, pe partea lui Mikovski. Superliga vă este oferită de Superbet. În lumea You and Unibet, jucătorii au cele mai tari tunuri. Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucătorii pentru jucători. Mai mici, mai mici și mai mici. La Mega ai prețuri bune. Cafea Davidovrici Aroma la 22,79 lei și trufe de Belgian la 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Bun la preț. Mega Image. Bun pentru noi toți. Mă, ce te calculezi acolo? Prețul de vânzare. Neapărat să pui anunț pe Public24. Da, clar! Pune anunț pe Public24.ro ca să vinzi imobiliare, mașini, telefoane și multe altele. Public24. Vinzi și cumperi ce-ți dorești. Bombe! Am o idee! Aici! It's pump time! Încearcă acum Bomber pufuleți! Pentru cei care iubesc primăvara, noul sezon e aici. Descoperă produsele la prețuri speciale din noua colecție, între 7 și 17 martie, pe locuri Fitz Hervis Start. The Champions League match is starting in 30 minutes. Baba! Virgil, Jerry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Ne-am întors la Arad, este 2-1 pentru UTA. Acel gol marcat de Mikovski a fost regulamentar. Poate vom avea o reluare care să ne edifice asupra faptului că atât Lucasen cât și Pop nu au atins balonul. Mikovski a primit mingea de la un adversar. Așadar, gol valabil. Din nou a luat mult varului până când s-a hotărât să valideze reușita lui Mikovski. 2-1 pentru UTA. Al șaptelea gol marcat de Mikovski în acest sezon. Foarte importante reușitele jucătorului, împrumutat de la Rapid. Ceva probleme pentru João Pedro. Mikovski nu mai marcase de la ultimul meci al anului, de la cel 2-2 cu Universitatea Craiova pe teren propriu. Atunci a fost 2-0 până mai puțin de 10 minute pentru UTA, care a avut un gol anulat la 2-0, apoi Universitatea Craiova a redus din diferență în prelungirile primei părți. A ratat echipa lui Vailo Petev, apoi un penalt, în cele din urmă a reușit să egaleze. Încă 11 minute până la pauză și o minge lăsată de Olteni, civilizat, sportiv în afara terenului de joc. Și a revenit și Pedro.
omul care a deschis scorul aici la Arad în această partidă în minutul 13, 1 minut 13 cu ghinion pentru olteni. Nu mai marcase pe teren propriu de la acea partidă, pentru că evident am vorbit mai devreme despre golul înscris de Mikovski. Pângiulește aici șansă de 3-1. Lucasen lovește cu capul, dar mingea este respinsă de Robert Popa. Chiar dacă au complicat în primă fază Pop acea fază, ducându-se în multă lateral, a reușit să centreze perfect pentru Lucasen. După prima, Lucasen este responsabil de această ratare, pentru că trebuia să trimită mult mai bine spre poartă. Aici este intervenția lui Button asupra lui Trif, lovitură liberă pentru UTA, care traversează o perioadă foarte bună. Aproape de 3-1 formația pregătită de Mircea Rednic. Intrare tare de campionaj galben, iată-l calcă pe Trif. Button. Iată faza golului. Aici e clar că nu e offside. Dar și Lucasen era în poziție regulamentară. Lucasen lasă mingea printre picioare, apoi balonul este respins de Dragu. Exact, Dragu este primul care vorbește. Da. Oricum și prezența de spirit extraordinar lui Mikovski. Vine șutul peste poartă, Marcelo Freitas. N-a fost un șut care se dea mare emoții lui Popa, era și pe direcția golkeeperului Oltean. Hakim, pressing al arădenilor. Lechiatas și iată cât de repede recuperează Marcelo Freitas, însă nu-și găsește un coechipier care să beneficieze de acea minge. Iarăși recuperează rapid arădenii, aruncă de la margine căpușă. Prima repriză bună făcută de UTA, în ciuda faptului că a primit acel gol de la Bausa, minutul 22, că a fost singurul scurt circuit al echipei lui Rednic. Degajează Iacob, îl caută pe Lucasen, mai puternic decât Kvakic. În general mai bună UTA decât FCU Craiova. Respinge Kvakic, Hakim la Albu. FCU Craiova, o echipă cu mari, foarte mari probleme defensive. E o echipă care ajunge la 47 de goluri încasate, doar Botoșaniul a luat mai multe. E adevărat, a dat și 40. A dat 40, dar... La multe, foarte multe. Sunt mult prea multe golurile încasate, adică până la urmă cât să compenseze și Button, Bausa, Basa sau Kitsu. 40 de goluri marcate mai au doar alte 4 echipe. Universitatea Craiova are 44, iar primele 3 clasate au trecut de 50. FCSB și CFR Cluj au 52, Rapid 50. Dar, repet, 47, n-a mai luat decât Botoșaniul. Aruncare de la margine din nou pentru formația gazdă, UTA. Același căpușă, o găsește pe Benga. Ne apropiem ușor, dar sigur de pauză. A întors Mikovski pentru Trif. Neatent Pedro, o minge pe care i-o fură Albu. Contraatac extrem de periculos al Craiovei. Cade Button fără să fie faultat. S-a împiedicat, parcă avea doi oameni în stânga sa. Ar fi trebuit să paseze mai devreme și urmează contra UTA-i. Fabri pentru Mikovski, vine mai departe la sprijin Fabri, să nu fi plecat pasa prea târziu. Fanionul deocamdată în jos, Mikovski trage cu exteriorul. Ce poziție bună, șutează însă rău cu piciorul drept Mikovski, mare ocazie, da, e de revăzut. N-am văzut exact momentul pasei, într-adevăr pasa lui Mikovski pleacă destul de târziu pentru Fabri. Fanionul însă a rămas jos. Nici mai contează. Da, acum nu mai contează. Ce rău lovește mingea Mikovski. Iar aici, da, e în spatele său Pedro. Posibil să se fie atins Button. Da, momentul e posibil, e posibil că domnul și-a căzut ciudat prin spate. Da. N-ajunge la timp Mikovski.
O risipă de efort extraordinară, răspătită cu aplauze a lui Mikovski. A adoptat destul de repede fanii Arădeni, pentru că chiar a jucat bine, a marcat, așa cum spuneai și tu, 8 goluri, devenind încă din etapa trecută din Giulești golcheterul Lutei. A încercat Pop, o pasă pentru Fabri, recuperează Oltenii, Bauza are om în stânga pe Chițu, în dreapta, l-are pe Basa, Basa intră careul de 16 metri, Basa întoarce și salvează inclusiv lovitura de colț Benga, dar o situație bună pentru Olteni. Continuă atacul, echipa lui Valentin David, Bauza, o centrare blocată. N-a mai reușit în ultima perioadă. A trecut aproape un an, nu? FCU Craiova să aducă, să găsească jucători de valoare pentru defensivă. Nu mi se pare că Lechiata sau Kvakic sunt la un nivel care să îi permită Craiovei să aspire la mai mult decât la salvarea de la retrogradare. În lumea You and Unibet, jucătorii au cele mai tari tooluri. Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucători pentru jucători. Am intrat deja în ultimele 5 minute, repriză-i trăm în ultimele 4 minute ale acestei prime reprize, dar vom avea prelungiri cu siguranță. Aici este faultul lui Trif asupra lui Button. Button care a șutat ceva mai devreme periculos pe lângă poarta lui Iacob. Atacă din nou Craiova pe partea stângă prin Dragu și este gol, este gol al Craiovei. 2-2, minutul 42. Ceea ce acțiune incredibilă cu o minge trimisă în fața porții, iată, se transformă în golul de 2-2, primul gol al lui Dragu în tricoul Poltenilor. Foarte frumoasă acțiunea, pleacă acolo în spatele lui Căpușă și mingea se oprește în plasă. Foarte frumoasă acțiunea fostului jucător de la Botoșani. Cred că și Iacob totuși ar fi putut face mult mai mult la această fază. S-a dus prea mult pe colțul scurt, a lăsat colțul lung descoperit, însă incredibil cum nimeni nu-l blochează, nu încearcă măcar să-l blocheze pe Dragu. Dragu ce prinde curaj odată cu apropierea de poarta lui Iacob și îl execută pe acesta. 2-2. Avem o parte destul de importantă din scenariul partidei tur, când a fost 3-2 pentru UTA. Iată, deja avem 4 goluri într-o singură repriză. Vakic. Iarăși un croșeu care a zdruncinat UTA, venit așa ca din senin. Lechiatas pentru Albu. Albu îl găsește foarte bine pe Basa, acolo între liniile Ardene. Dacă ar fi ajuns acea minge la Button, ar fi fost mare pericol pentru butrele lui Iacob. Totuși nepermis de ușor au luat cele două goluri băieții lui Mircea Rădnic. Cred că acesta este și motivul pentru care este foarte nervos tehnicianul Ardenilor. Button pentru Chițu. Chițu se luptă acolo cu Benga, reușește să păstreze mingea în poziția sa. Bauza. Button. Aerisește jocul, trimițându-i lui Albu. Bauza. A plecat Dragu din nou, trage Basa. Să facem blocajul lui Benga. Balul trimis în afara terenului de joc. Dacă jucătorul Craiovei nu era sub presiune, aruncă de la margine Trif. Puțin peste un minut până la intrarea în prelungiri. Vom avea prelungiri și cu siguranță minute bune. Basa se întoarce, Bauza. Acum a plecat Button, pleacă și Basa. Vrea prea mult Bauza de la această pasă. Nu avea pur și simplu cum să ajungă Basa acolo.
nici dacă ar fi plecat din timp, nici dacă ar fi avut viteză superioară, n-ar fi ajuns la cea mingie. Hakim. Continuare posesie pentru Craiova, ultimul minut al acestei prime reprize, o primă repriză foarte, foarte bună. Uta n-a jucat rău, Craiova a avut momentele sale de fotbal, iarăși foarte, foarte bun. Albu pentru Dragu, iar acum Lechiatas. Vom avea câteva minute importante de prelungiri, pentru că am avut două intervenții ale VAR-ului. Iată-l pe Pop, blocându-l foarte bine pe Dragu, într-un moment în care șeptarul Craiova era în depășire. Căpușă pentru același Pop, încearcă să profite, să-și ia revanșa Pop, care a fost depășit la acea fază în care Dragu a marcat minutul 42. Și el și Căpușă. Vine centrarea, 6 minute suplimentare avem pentru această prima repriză. Se mai poate marca măcar un gol până la finalul primei părți. Încearcă să o facă acum FCU Craiova. Batten pentru Bausa, pleacă Basa în dreapta, Bausa intră în careu pentru Batten. Ia această minge, belgianul ratează șutul. Iată ce ocazie are Craiova, prinsă puțin descoperită acum o defensivă formația olteană. Pop pentru Lucasen, în luptă acolo cu Lechiata, și va fi lovitură de colț pentru Uta. Ce ocazie a avut Craiova, putea fi 3-2 pentru echipa oaspete. A două apărări bizare, comice pe alocuri, da. Au ațipit așa de câteva ori ambele apărări. E normal, da, să se întâmple asta, nu? Da. Somn de frumusețe. Din nou centrare periculoasă, iese pe sub minge Popa, însă Luca se nu poate împinge balonul în plasă. A zis motiv, va fi corner, da, atins mingea, atins-o Popa. A ieșit așa în stilul lui Gurău. Dar e ceva ce vedem meci de meci la portarii din Liga 1. Pur și simplu nu știu să iasă pe centrări. E bizar cum de toți fac aceeași eroare meci de meci. Sau centrările sunt foarte bune. Da, dar chiar așa poate. Încă o centrare. Acum iese bine Popa. Sau mă rog, e bine mingea în brațe. Orice s-ar spune, oricât de valoros ar fi un portar, faptul că n-a jucat atâta vreme se simte inclusiv la Popa, care este la treilea meci consecutiv ca titular. Joacă la Craiova din divizia B. A, bine, are Popa, câțiva buni. Popa și Gurău, da, și-au împărțit meciurile. Gurău are 15, Popa e la al 14-lea. Tot cu acesta. Brâncea lui Pop, care îl surprinde inclusiv pe Dragu, nepregătit. Să încep puțin spiritele. Pop l-a împins, după care a plecat, n-a mai zis nimic. Apare și Negru și a reamintit că a fost capitanul Craiovei la un moment dat. Se chemați la ordine de centralul Radu Petrescu, cei doi jucători de bandă, Dragu și Pop. E un gest de frustrare aici a lui Pop. După care pleacă, nu zice nimic. Chițu obține o repunere de la margine, golgheterul Craiovei. Golgheterul adormit Craiovei, pentru că n-a mai dat gol din 4 noiembrie, din derbiul cu Universitatea Craiova. Meci care va închide sezonul regulat. În ultima etapă cele două Craiove vor fi din nou față în față. Aruncat de la margine Căpușă pentru Lucasen. Pierde arădenii posesia. Degajează Popa. N-are cum să piardă Benga. Duelul aerian cu Batten. Aici îl tamponează Batten. Foarte multe greșeli în această zonă dintre cele două careuri de 16 metri. Iată o minge care îl căuta pe Mikovski.
Hakim greșește din nou, foarte, foarte multe greșeli. Iată, Arădeni oferă un cadou, Dragu, Bausa. Mai departe pentru Basa, Basa îl are pe Căpuș în spate, pasează lui Bausa, un călcâi de efect pentru Basa, Button. Circulație bună a balonului pentru Olteni, 4 minute și jumătate au trecut din cele 6, mai avem așadar 90 de secunde până la finalul primei reprize. Albu apare perfect acolo pentru a juca această minge. Chițu și mai departe Bausa față în față cu Tiberiu Căpușă. Basa, centrare și mingea se oprește brațele lui Iacob. Urcase acolo Albu. Iată-l în prim plan pe mijlocașul Craiovei. Mikovski. UTA a avut două oportunități de a se desprinde la 3-1. A ratat de fiecare dată echipa lui Rednic. S-a văzut egalată. João Pedro în dreapta pentru urcarea lui Căpușă. Pop așteaptă și primește puștul Arădenilor. Pop este în careu. Rareș Pop, o centrare în fața porții, o minge blocată. Cum necum Pop reușește de fiecare dată să centreze și să o facă periculos. Luca Senera la capătul acelei centrări a lui Pop. Acum un fault comis de Stonic asupra lui Bausa, cel mai tăvălit jucător. Bine și Button lansat de multe ori pe jos, dar Bausa au avut cel mai mare volum de joc din tabăra Oltenilor. Acesta e motivul pentru care ei au fost luați în colimator de adversari. Însă mai des decât calcă ceilalți. Îl calcă sau nu, nu mai contează. Oricum. Și dacă l-ar fi călcat, e un roșu. Un roșu direct. Ceva prea important. Pe bancă. Roșu direct. Unul dintre oficialii celor de la Craiova. Da, Edi Zelgin. Nu e David Beckham lângă el, nu? Nu, nu. Un văr de lui Beckham. M-a speriat, dacă văzut că vreun jucător ne va lăsa Radu Petrescu fără unul dintre actorii. Continuă probabil să... că arbitrul de rezervă. Sigur, de acolo vine atenția lui. Tot la arbitrul de rezervă a venit informația conform căreia cel care a faultat în minutul 23 a fost Benga și nu Pedro. Capăt de linie la această minge trimisă Pedro Chițu, bine păzit în careul de 16 metri advers. Încă am trecut timpul suplimentar, vom intra foarte curând la al 8-lea minut și nu, e final de primă repriză. Pauză la Arad, 2-2 UTA FCU Craiova, urmează știri, ne întoarcem cu partea a doua peste un sfert de oră. Ne-am întors la Arad pentru partea a doua a întâlnirii dintre UTA și FCU Craiova. 2-2 după primele 45 de minute, de două ori a condus UTA. De fiecare dată a egalat FCU Craiova, iar Rednic face două schimbări. Îl introduce pe Mihai în locul lui Pop și Omondi în locul lui Freitas. Și ce înseamnă asta? Că s-a supărat foarte tare. Da, cu siguranță. În finalul primei reprize, o repriză pe care în multe momente UTA a controlat-o, însă s-a văzut egalată de fiecare dată. După ce a deschis scorul minutul 13, prin Pedro Bausa a marcat cu o lovitură de cap la o fază fixă, la o lovitură liberă, minutul 22, apoi Mikovski, minutul 28, a făcut 2-1 pentru ca Dragu, o acțiune personală, a trecut ca prin brânză, prin flancul drept al defensivei UTA-i, a reușit să egaleze, eram în minutul 42. Da, probabil că asta a fost faza care l-a determinat pe Rednic să-l scoată pe Rareș Pop, pentru că Dragu era omul lui Pop. Însă, la fel de adevărat e că Dragu a pătruns ca prin brânză, prin zona pe care trebuia să o acopere și Căpușă. Și Căpușă nu era deloc acolo. Nici o modificare la Craiova, așadar Oltenii cu Popa în poartă, Negru, Vakic, Lechiatas, Dragu, Hakim, Albu, Bat, Bausa, Basa și Chițu. De cealaltă parte, Iacob acum la minge, Căpușă, Benga, Stolnic, Trif, Fabri, Omondi în locuitorul lui Marcelo Freitas, Pedro, Mihai în locuitorul lui Pop, Lucasen și Mikovski. Lucasen acum cu o minge în direcția lui Mikovski. Mikovski care a trecut pe banda dreaptă după înlocuirea lui Pop. Iată pe Mikovski, vine la susținere Căpușă care centrează din prima, fază frumoasă, acolo aproape de a reluat pe poartă Pedro.
rezolvă însă oltenii, iar acum Dragu încearcă să elibereze zona. Basa blocat de Căpușă. A Craiova cu aceeași formulă, care mizează foarte mult pe creativitatea lui Bausa și Basa. Chițu nu prea s-a văzut. Button a dat centrarea la golul lui Bausa. Problema oltenilor însă e în ofensivă, acolo unde Kvakic și Lechiatas nu prea se descurcă foarte bine. Cred că e primul meci în care joacă împreună în centrul defensivei. Nici Albu și Achim n-au reușit să închidă bine zona centrală, pentru că de acolo a tras João Pedro la primul gol, pentru pe portughez. Aici Alba ajunge primul la minge, protejează și João Pedro faultează. Minkovski îl blochează pe Dragu, apare însă foarte bine acolo Lechiata și trimise în afara terenului de joc. O vedem pe Uta foarte motivată în acest debut de repriza a doua. Clar au fost acuze la pauză în vestiarul Harădenilor. Ne pune din margine Căpușă lung. Balon însă respins de Kvakic, readus mingea în carul de 16 metri Craiovean. Bună pasa lui Chițu pentru Basa, însă neatent îi permite lui Stolnic să trimită în afara terenului de joc. Bună intervenția lui Stolnic. 3 minute trecute din această repriză a doua. Avem același rit bun din prima parte, o parte în care am notat 4 goluri. Și au mai fost multe ocazii aici, un șut al lui Albu. Uta a aratat cel puțin 2 șanse foarte mari de a face 3-1. E un meci în care pe galul nu mulțumește pe absolut nimeni. Uta trebuie să câștige pentru a urca măcar temporar pe loc de play-off. Între cele 4 echipe despărțite de un singur punct, Uta are, în mod normal, cele mai mici șanse de a prinde play-off-ul. Dar aceste șanse mici, așa cum sunt, depind de rezultatul acestei întâlniri. Dacă UTA nu câștigă, atunci va fi aproape imposibil, condițiile în care Universitatea Cluj, Hermannstadt și Sepsi vor mai avea 2 meciuri de jucat, iar UTA doar unul. Minkovski trece de Dragu, revine însă autorul golului de 2-2. Radu Petrescu dă fault la un duel umăr la umăr. Uite aici, la ultima minge pe care și-o face Minkovski, greșește și este un umăr la umăr clar. Iată, Dragu reușește să câștige acest duel cu Minkovski, mult mai solid decât fundașul stânga Craiovean. Și totuși Radu Petrescu dictează lovitură liberă pentru formația pregătită de Mircea Rednic. Fabri lângă minge, de carul slovac al Arădenilor. Basa și Dragu încearcă să blocheze centrarea lui Fabri. E o poziție din care poate încerca inclusiv să dea direct spre poartă și taie această minge către poartă Fabri. Balon respins însă de apărarea Craiovei. Achim a fost cel care a respins, revine în ofensivă Arădenii. Minkovski a așteptat prea mult și a fost blocat de Bausa, pierde însă Dragu. Iată, e din nou în posesie pe Arădeni. Mihai duce mingea în flancul stâng pentru Omondi. Omondi blocat foarte bine acolo de bată, nevoie să paseze înapoi pentru Mihai. Mihai, diagonală excelentă pentru Minkovski, îl are la susținere aici pe Fabri, primește de carul Lutei. Din nou Mihai își pregătește șutul și trimite la cererea publicului, însă pe lângă poartă. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Chițu
spuneam și în prima repriză, fără gol de la începutul lui noiembrie. S-a văzut destul de puțin și astăzi. Nu e în apele lui atacantul pe care președintele celor de la FCU Craiova, Marcel Pușcaș, îl vedea la echipa națională în toamnă. Dar într-o perioadă în care nu mai erau meciuri. Iată pe Bausa, a încercat o combinație cu Butler, a intervenit foarte bine Benga. Va fi reprezi din margine Petru Olteni, în mod normal este negru acolo. Hakim pentru Vakic. Albu și din nou Hakim. Încearcă să mai tempereze din anul gazdelor Oltenii. Albu pentru negru. Bun, acest joc de cuvinte, albu pentru negru. Negru rămâne în continuare la minge și îi pasează lui Basa. Vakic. O pasă direct la adversar Mikovski. A jucat bine, spre foarte bine astăzi. Claudiu Mikovski. Dată prea încet pasa pentru Cristian Mihai. Dar repunere din margine. Nici Mihai nu atacă mingea, îl lasă pe Dragu să aibă prima intervenție, aruncă de la margine Căpușe, Mikovski. Pentru același Tiberiu Căpușe, sunt doar doi oameni în care au de 16 metri și totuși pleacă balonul pe colțul lung, acolo unde Omond era cel mai apropiat om al Hutei. În continuare speră publicul arădean într-un succes care, exact cum spuneai, să o urce temporar pe un loc de play-off și se dea speranțe pentru finalul sezonului regular. Pe Digi Sport 2, Sevilla Real Sociedad 2-0. E minutul 14, o dublă a lui Enesiri, minutele 11 și 13. Aici pe Digi Sport 1 va fi Fotbal Club după această întâlnire și înainte de meciul celor de la Hermannstadt cu Oțelul. Bată în Basa, din prima a vrut pentru Bausa. Cred că era în offside Bausa. Și mie mi s-a părut la fel. Această fază, Oltenul aplicată la gafa lui Trif. Iată, greșește și celălalt fundaș lateral Căpușă și din nou posesie Craiova. Basa, Basa, combină cu Aurelian Chițu, intervine însă Căpușă, respinge greșit până la Albu, Albu Button, din nou Basa. Sunt, iată, momente de panică defensivă arădeană care până la urmă rezolvă. Trif, minge lungă pentru Lucasen. N-a fost fault acolo la Kvakic, a sărit înaintea lui Omondi. Lucasen pentru Fabri, primește Mikovski, Omondi cere mingea pe bara a doua. Claudiu Mikovski șutează pe lângă poartă. Ce execuție are Mikovski. Șansă mare pentru UTA de a face 3-2. O fază absolut superbă, cum vine așa ca un Inter dreapta de handbal și trimite cu stângul o torpilă ce trece puțin pe lângă stâlpul din dreapta porții lui Popa. S-a oprit în acel... Era acolo Popa totuși. Da, era, dar poți să știi mai cum... sus nu, mai sus dacă trimitea Mikovski, probabil că ar fi făcut inutilă intervenția lui Popa. Button pentru Basa, protejează Stolnic. Prinde Iacob, îi pasează lui Căpușă. Mikovski doborât acolo de unul dintre adversarii săi, este Dragu, îl are în contact direct Dragu în această repriză secundă după ieșirea din teren a lui Pop. Să-l vedem acum pe Omondi, atacă UTA pe partea stângă, vine la susținere Trif, Omondi trimite în careul de 16 metri unde apare Hakim și recuperează. Bausa acum. Dragu până la Basa, continuă alergarea, Dragu greșește, Bausa, să vedem dacă poate profita Mikovski. În mod clar Mikovski are viteză mai bună decât Bausa, însă n-a reușit să controleze mingea așa cum și-ar fi dorit. S-a pierdut avantajul inițial. Claudiu Mikovski. Mikovski.
Un șut al lui Căpușă pe lângă poartă, însă atinge un jucător al Craiovei balonul. Iată în imagine pe tipul Căpușă, acesta este Mihai și va fi corner pentru UTA, un corner pe care îl va executa Omondi. Scanează zona din fața porții oltene jucătorul kenian. Sunt 5 oameni în careu plus 2 pe respingere. Reușește Popa să îndepărteze mingea. Mikovski pentru Fabri. Rămân acolo fundașii centrali Benga și Stolnic, pentru că probabil va mai urma o centrare. Mingea este la Omondi. Omondi trimite careul de 16 metri. Stolnic la finalizare. Nu lovește așa cum trebuie balonul și acesta ajunge norocos în brațele lui Popa. Excelent acea minge tăiată a lui Omondi. Vine replica celor de la FCU Craiova. Pasa agățat acolo de João Pedro. Să vedem însă dacă a fost agățat în afara careului sau în interiorul suprafeței de pedeapsă. Eu Radu cred că în Petrescu, afară. Da, face semn că va fi lovitură liberă din marginea careului. Primul ar fi protestat Basa dacă afară. A văzut tot timpul unde este tușa. Foarte ușor depășit João Pedro. Minutul 59. A, nu mai are, că i-a fost retras acel galben din minutul 21. Deci la el e ok să primească un galben. Avertizat la momentul respectiv din camera VAR. Deși Benga păutase. Da. Radu Petrescu i-a retras galbenul lui João Pedro și l-a dat lui Benga. Poate face lucrul ăsta arbitrul VAR și în cazul identității greșite la cartonașe galbene. A bătut direct pe poartă Button, însă nu suficient de bine. Minge foarte grea însă pentru Iacob, care se grăbește să-și repune echipa pe contraatac. Mihai, diagonală, prea moale pasa pentru cine acolo, Freitas. Fabri era la destinatarul acelei diagonale a lui Mihai. Din nou posesie pentru Olten. Achim, Albu pentru Lechiatas. Iar acum Dragu, nevoie să paseze înapoi pentru că este blocat de Mikovski. Combină parcă mai bine FCU Craiova în partea a doua, în ideea în care nu mai sunt așa de mari emoții la chiar fiecare prezența a mingii în marginea careului lui Popa. Câștigase Basa duelul cu Pedro. A intervenit de centralul Radu Petrescu, a aflat foarte aproape de fază. Acesta este golul, l-atinge. Există un contact acolo. Benga, o degajare care se transformă într-o pasă foarte bună pentru Omondi. Omondi în duel acolo cu Vakic. Vakic îl scoate din careul de 16 metri, dar faultează. Cred că asta aștepta, să-l scoate din careul și să-l placheze. Deși Vakic îi explică lui Radu Petrescu că a fost ținut de tricou. S-au ținut reciproc cei doi. Aici. Norocul lui Vakic e că Lucasen cade în afara careului, pentru că acel contact la nivelul picioarelor s-a produs în interior. Începe în suprafață de pedeapsă. A mai făcut un pas însă Lucasen și abia apoi a căzut. Omondi a dat o pasă foarte bună ceva mai devreme pentru marea ratare al lui Stolnic. Cam dintr-o poziție asemănătoare a trimis kenianul. Îl văd hotărât să dea direct la poartă de acolo. Doi oameni așezat în calea mingii. Popa încă așteaptă Radu Petrescu să vadă exact dacă rămâne în picioare lovitura liberă sau din afara careului sau dă penalti. Pentru că, repet, acel contact penalti. Este la... Da. Este în interiorul careului. Faptul că începe în careul de 16 metri intervenția lui Vakic.
cât de supărat este Vakić, dar iată, aici începe contactul, îi dă peste picior. Și cât de aproape era totuși Petrescu, ca să vadă faptul că a început din scovață de pedeps. Da, Petrescu, într-adevăr, era aproape, dar cred că l-a derutat faptul că Lucas n-a mai făcut un pas totuși. Oricum, Kvakic a avut mari probleme de la începutul duelului. Bosniacul i-a întins zdrav în tricoul lui. Lucas e mult mai puternic, olandezul. Și când a crezut fundașul Craiovei că a rezolvat faza, iată ce se întâmplă. Kvakic degeaba protesta. De fapt, degeaba discuta cu Radu Petrescu. Hotărârea a fost luată. Fabri față în față cu Popa. Execută Fabri! 3-2 UTA pentru a treia oară la conducere. Echipa lui Mircea Rednic, al șaselea gol al slovacului. Impecabilă execuția lui Fabri, în forță pe centru, e imposibil de apărat. Și dacă ar fi stat pe loc Popa, cred că nici atunci n-ar fi scos acea minge. Revedem duelul dintre Vakić. Neglijență, repet aici, în duelul său cu Lucasen. Lucasen n-a urmărit niciun moment să păcălească sau să forțeze ceva. Pur și simplu a zvolit peste picioare. Iată, impecabilă execuție a lui Fabri. Și nici nu era nevoie de chemarea lui Radu Petrescu la marginea terenului să revadă faza. Era de stabilit doar locul contactului și acela a fost în mod evident în careul Craiovei. Gibril Ibrahim în locul lui Basa. Din nou un rezultat la care UTA e pe loc de play-off. Meci frumos și sunt convins că vom mai vedea golul până la finalul acestei partide. Minutul 64, minge respinsă de Trif. Recuperează acolo Pedro. Iar acum Benga, minge lungă de urmărire pentru Mikovski. Intervine Kvakić și prinde Robert Popa. Gibril Ibrahim la prima atingere de balon era să facă o greșeală, să-și pună adversarul pe contraatac. Iese Iacob. Mai puțin rafinament tehnic în cazul lui Gibril Ibrahim, dacă e să-l comparăm cu cel pe care l-a înlocuit Basa. Însă nigerianul E mai puternic. Tot două goluri are. O minge pentru Chițu, expediată de Hakim, dar care ajunge în brațele lui Iacob. Sună despre Ibrahim, că a fost titular etapa trecută, a fost înlocuit cu Basa. Iată, fac schimb de ștafetă. Ambele goluri le-a dat în meciurile cu Poliaș. A egalat în Copou în prelungiri, atunci când Iașul avea și un om în plus. Ce a înscris și în meciul retur de la Craiova, Button. Acum Button cade după un duel apreciat drept fault. Trebuia să dea drumul balonului mai repede. Ia să iei în ajutor Radu Petrescu, care a dictat lovitură liberă pentru Craiova. Din nou Button. Există la mulți jucători din fotbalul nostru această tendință de a ține mingea mai mult, de a se complica. În ideea de, nu știu, a câștiga puțin timp, poate apare vreo soluție mai bună. Însă, de regulă, soluțiile... Cum mai apar alte variante? Kvakić greșește! Kvakić în duel cu Lucasen. E corner. A avut prin planul, s-a pierdut cu firea, putea să-i paseze lui Popa, să trimită în tribună, să trimită în peluză, oriunde. O prestație slabă a lui Kvakić. Lechiatas nu a avut, să zicem, cine știe ce probleme. S-a jucat la nivel scăzut, totuși vine de la Veles Mostar.
Bate Omondi cu interiorul, prinde însă Popa fără niciun fel de probleme, s-a apărat cu aproape întreg efectivul Oltenii, motiv pentru care Popa nu poate declanșa contraatacul. Bauza, multe floricele, puține realizări pentru cel care a egalat la un moment dat la 1 în minutul 22. Pierde în duelul său cu Tiberiu Căpușă. Foarte bine João Pedro din prima, pasă pentru Fabri. João Pedro mai departe pentru Omondi, iese negru, ratează întâlnirea cu mingea, dar am impresia că n-a ratat-o cu Omondi. Și Dominic Kovacic mi s-a părut a fi fost ultimul fundaș central foarte, foarte bun pe care l-a avut FCU Craiova. Atunci mai era și Wigeber, care juca flancul stâng. Era mult mai solidă defensiva Craiovei. Cum e greu când aduci fundaș central din Lituania și e titular într-un astfel de moment, e destul de complicat. Minutul 68, posesie pentru Craiova, care va repune din margine prin Dragu, autorul golului de 2-2. Ibrahim ajunge cu șansă la Chițu. Chițu în duel acolo cu Mihai și cu Tiberiu Căpușă. Bauza întoarce pentru Dragu. Craiova din nou alergă după egalare, a reușit-o de două ori, greșesc însă Oltenii. Acum să-l vedem pe Omondi, pleacă în stânga Trif, Omondi ține prea mult de minge, pasează totuși lui Trif, Trif îl are în spatele său pe negru, Trif, sunt deja doi oameni care au de 16 metri, blochează cât poate de mult să blocheze negru, minge ajunge însă la Omondi, iar acum la Mihai. Mihai se apropie de careul de 16 metri. Mihai continuă să rămână în posesie. Pasă pentru Fabri în flancul drept, ajutat de Căpușă. Din nou Fabri poate centra. Fabri nu, îi pasează lui Căpușă. Căpușă, centrare. Respinge Achim și un șut acum al de carul lui Utei. Slab și scapă deocamdată cu bine Craiova. Lasă Radu Petrescu, jocul să continue, se ridică Trif până la urmă. Căpușă, Mikovski, îl păcălește acolo pe Dragu, faultează autorul celui de-al doilea gol al Oltenilor. Cred că Mikovski ar fi continuat faza, pentru că nu avea niciun... Iată. Da, ar fi continuat-o pentru că era o situație favorabilă pentru el. Am zis de ce Dragu era supărat pe decizia centralului când faultul este atât de clar. Nu, Mikovski urmărea mingea și ar fi continuat, n-ar fi încercat să păcălească. Are totuși altă mentalitate, vine din vest. Lovitură liberă pe care o execută Fabri. Minutul 70, Fabri trimite pe poartă, balon respins de Achim, încă un șut de la distanța lui Mikovski și scapă cu bine Oltenii. Rămâne această diferență de un gol în favoarea Utei. Atâta vreme cât rămâne 3-2, Oltenii pot spera până în finalul partidei că pot pleca neînvinși de aici de la Arad. Problema e că nu prea mai ajung la poarta lui exact. Iacob. Batten acum pentru negru. Vine Bauza, l-a primit, lasă Bauza, o pasă sărită al lui negru. Achim mută din nou jocul acolo în flanc, bată în centrare direct în spatele porții. În lumea You and Unibet, jucătorii au cele mai tari tooluri. Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucătorii pentru jucători. Degajează Iacob, încă 20 de minute până la finalul primului meci al zilei. În etapa 29-a din Superliga, urmează Hermannstadt Oțelul, iar apoi de la ora 20 avem farul CFR Cluj. Albu pentru Achim. Începe să construiască
echipa oaspete, pentru că spuneam, are nevoie de gol. Iată-l pe Negru acum, întâmpinat acolo de Trif, centrarea doiarului olteinilor Pedro Ibrahim, care lovește rău acest balon. Auzi, n-a reușit Button să țină mingea în teren, oricum ar fi fost offside. Era în spatele defensivei arădene. Vezi cum s-a făcut diferența, chestiune de un metru. Acolo Stolnic cu Baza, contactul s-a produs la o jumătate de metru de, de linia careului. Câteva minute mai târziu a făcut Kvakic penalti în duelul cu Lucasen. E adevărat, la conducere pe merit UTA, pentru că a fost echipa mai bună. Astăzi a avut mai multe faze de poartă și statistica e de partea echipei lui Mircea Rednic. 6-3 raportul șuturilor pe poartă, 7-0 raportul cornerelor. Doar la posesie stă mai bine FC-ul Craiova, dar nu cu mult, 52%. Și o posesie câștigată de pasele dintre fundași și mijlocașii la închidere. Iată o nouă minge trimisă absolut fără adresă de Olten și aceasta se oprește în brațele lui Iacob. N-a mai pierdut de multă vreme UTA acasă. Are o serie destul de bună. În schimb, Craiova stă rău la meciurile din deplasare. Negru pentru Albu. Foarte atent acolo Fabri, însă cade un jucător al Craiovei. Vakic este cel care acuză o lovitură. O să vedem ce s-a întâmplat aici. Da, Lucasen în duel cu Vakic pare a avea probleme destul de mari, fundașul bosniac. Aici la Arad, UTA n-a mai pierdut din septembrie, de la 0-1 cu Universitatea Cluj. E adevărat, după aceea nici n-a mai jucat prea mult la Arad, pentru că a plecat, s-a schimbat gazonul. Ultimul eșec acasă, 2-4 cu Oțelul, s-a jucat la Sibiu acel meci. FCU, în deplasările din acest an, numai eșecuri. 3-4 cu Rapid, 0-1 cu Farul, Oțelul și Hermannstadt. Ultima victorie la Voluntari la mijlocul lui decembrie. Va intra Blănuță, s-a auzit așa o voce chemându-l de la încălzire. Blănuță în locul unui fundaș central. O singură modificare au făcut oltenii. Două Mircea Rednic, dar pregătește și Mircea Rednic cel puțin o schimbare pentru acest ultim sfert de oră care a rămas din această partidă extrem de bună, de antrenantă. Iată-l pe Trif, încercă să depășească pe Button, revine jucătorul Craiovei și recuperează fără să faulteze, în opinia lui Radu Petrescu. Baus a doborât de Mihai, continuă faza în același stil judecată de Radu Petrescu. Și o centrală a lui Mikovski, s-a mutat Mikovski înapoi pe flancul stâng, blocat de Negru. L-am văzut mai devreme, venit la margine, se discute cu Mircea Rednic. Trif se grăbește să repună mingea în joc. FC-ul Craiova nu le-a învins în deplasare decât pe ultimele trei clasate, pe Voluntari, pe Dinamo și pe Botoșani. Va pretențiile oltenilor au acoperire în teren, ce-o fi căutând Popa acolo. A oprit însă Radu Petrescu jocul, schimbare, cred că a fost o semnalizare de la margine. Sidibe și Blănuță, Button și Chițu în mod normal. Chițu a fost o umbră, n-a jucat deloc astăzi. Chițu, într-adevăr, este cel locuit cu Blănuță. Cam asta
era tot ceea ce putea pune în teren Valentin David. Iese João Pedro, a aplaudat portughezul care a marcat primul său gol în tipul paradenilor. Intră Vulturar în locul lui, un alt jucător împrumutat de la Rapid. Un fotbalist care e născut la Arad, de la UTA a plecat în Italia, la Lecce, acolo unde a câștigat campionatul rezervat echipelor de tineret sezonul precedent. Este și internațional de juniori, însă, din păcate, iată un nou jucător care crește o bună perioadă a junioratului în străinătate și se întoarce acasă, ceea ce nu poate fi totuși un pas înainte. Aici este lovit cu talpa de Ibrahim Căpușă. Nu a văzut centralul, aruncat de la margine pentru Olteni, Lechiatas. Minutul 78 pe Francis Noema din Arad. UTA conduce cu 3-2. Ar fi o victorie extrem, extrem de importantă, dar mai avem până la finalul acestui joc. Degajarea lui Popa. Blănuță, cred că a fost cel care a atins mingea, ce ulterior a ajuns în poziția lui Ibrahim. Nigerianul încearcă să se dea mai tehnic decât e, în mod normal. Profită însă de eroarea lui Căpușă. Corner pentru Olteni. Bausa e singurul rămas pe teren din linia ofensivă pe care Craiova a avut-o în startul acestei întâlniri. Prima lovitură de colț în această partidă pentru Olteni. Albu bate pe colțul lung, încearcă să rea Blănuță. Este acolo o intervenție. Omondi și Mikovski CDB, se contrează reciproc. CDB, e acolo Blănuță care îl ia la țintă pe Vulturar și totul se încheie cu o repunere din 6 metri. Cam multă panică. Asta am vrut eu să spun, destul de multă panică în apărarea arădeană. Iată-l aici pe CDB, el a fost. Șutul lui Blănuță extrem de puternic, ar fi prins spațiul porții. S-a opus Vulturar, care a jucat pentru UTA în Liga a doua înainte să plece la Lecce în sezonul 2019-2020. 3 prezențe. Va împlini 20 de ani peste o săptămână, pe 9 martie, sâmbăta viitoare, e la debut în prima ligă. Avem o analiză VAR. CDB a explicat lui Radu Petrescu că un jucător al gazelor ar fi atins mingea cu mâna. Dar dau seama la ce fază Vulturar era cu mâna la spate și cu spatele la CDB. Cred că doar acolo se putea discuta ceva, așa, dacă vrei să faci o discuție cu privire la, la un eventual hands. Faultat Albu în opinia centralului, altfel UT ar fi reușit să declanșeze un nou contraatac. Fault comis de Omondi. Hakim pentru CDB. CDB trece destul de ușor acolo de Omondi. Pasează mai departe pentru Albu. Albu, undeva la 35 de metri de poarta adversă, încearcă să-i paseze lui Bausa. Blochează bine acolo Arădeni și apare Mikovski, care este faultat. Nu, n-a fost Mikovski. A fost tânărul Vulturar, ca să nu-i luăm din merite lui Vulturar. Tamponat acolo de Ibrahim, lovitură liberă pentru UTA. Ariel Lopez primește ultimele indicații de la Sorin Rădoi. Va intra mijlocașul uruguaian, venit de la Oțelul. Acum pentru ultimele 10 minute ale întâlnirii, 15-8 raportul șuturilor, aproape dublu. Foarte bine se descurcă acolo Blănuță, îi pasează lui Negru. Pauza faultat de Mihai, lovitură liberă pentru Olteni. Bate repede Pauza,
reprimește, combină cu Negru, iar acesta duce balonul mai departe pentru Albu, apare Mikovski însă foarte bine, dar nu cred că va ajunge la această minge, nu, pentru că Lechiatas este bine poziționat acolo. Negru s-a crezut tehnic, a dat pasă cu exteriorul, acolo în zona centrală era să-și pună adversarii pe contraatac. Mikovski, Fabri, a împlinit ieri 27 de ani și a făcut un cadou, a transformat penaltiul de 3-2, pare în control total UTA. Destul de liniștită echipa lui Rednic în această perioadă, cumva în contradicție cu ceea ce s-a întâmplat la ultima fază în care mingea s-a apropiat de careul lui Iacob. E Fabri acolo, apare Vulturar care nu poate șuta, dă o pasă bună totuși pentru Omondi. Omondi continuă această fază, mi s-a părut că și Radu Petrescu l-a incomodat puțin pe Vulturar, era pe direcția de deplasare a jucătorului. Cât de ușor a pierdut aici Omondi. Încă o schimbare, 5-23 este Vakic, nu mai poate continua această partidă și intră cu numărul 23 Pop. Și să vedem unde intră celălalt cinciar în locul cu Fabri, Fabri, așa ca să primească aplauze. Nu? Trif. Iese Trif, coboară Mikovski. Exact ce-i place lui Mikovski, să joace funda stânga. Da. Oricum, e genul de jucător pe care unde îl pui, își face treaba. Cred că se descurcă 10 minute, da. Hai 15 cu totul. Asta dacă avem maxi prelungiri, ceea ce nu cred totuși să fie cazul. Lucase în prea această minge, la îndreapta pe Mikovski, care rămâne aici, vedem. S-a dus în stânga. Cine e acolo? Lopez? Lopez direct pe postul de fundaș stânga, locul lui Trif. Nu l-a mai reprofilat pe Mikovski. Prima acțiune a lui Lopez, blocat de Negru, rămâne însă în posesie jucătorii lui Mircea Rednic. Început să-i titular imediat după venirea sa la Arad, Lopez, ulterior a pierdut acest statut. A puțin ciudat totuși să joci cu Lopez acolo într-o zonă în care activează CDB, CDB fiind cel puțin teoretic, iar Vrea n-a arătat-o în meciul de azi, un jucător cu viteză bună, cu tehnică bună. Iar Ariel Lopez, fiind mijlocaș central, defensiv, asta a jucat toată viața, viața lui din România, recunosc, nu l-am urmărit înainte să ajungă în fotbalul nostru prin ligile inferioare. O greșeală lui Ibrahim duce la această posesie a rădenilor încheiată, odată cu intervenția lui Lechiatas în fața lui Lucasen. Continuă Hakim cu o pasă în partea dreaptă pentru CDB, luatare de fundașul stânga de conjunctură al Aradului, foarte nervos CDB. Era de așteptat ca primul duel al 1-1 CDB Ariel Lopez să se încheie cu fault în partea uruguaianului. CDB ia galben pentru reacție. Degeaba se grăbesc, n-a notat cartonașul galben, nu, nu a fluierat. Au încercat să-i forțeze puțin mâna lui Radu Petrescu. Păi da, dar la o asemenea forțare, fault așa de fundaș de pe vremuri, să nu treacă omul sub nicio formă. Exagerează CDB, care i-a făcut semn că a vrut să-l lovească cu cotul, nici vorbă. I-a pus palma în piept, nimic mai mult, respinge Cristian Mihai această minge. A dispărut Bausa total din jocul Craiovei. Singurul jucător ofensiv rămas pe teren dintre cei cu care Oltenii au început meciul, dar de vreo 10 minute nu se mai vede absolut deloc. Speranțe mai sunt, pentru că iată, au mai rămas 4 minute fără prelungiri din această partidă și parcă încep să aibă mai mult posesia Oltenii. Hakim n-are cu cine combina,
Achim în continuare la minge, Sidibe este lipit de tușă, primește acolo, în prelungirea sa este Blănuță, blochează foarte bine Ariel Lopez de această dată, mingea însă rămâne în posiția oltenilor. O scapă Achim, o recuperează însă Lechiatas. Albu se întoarce foarte bine, Jibril Ibrahim, care n-a șutat sau a vrut să șuteze, dar era să iasă o centrare. Emoții pentru defensiva arădeană. Trăiește periculos Suta cu acest avantaj minim. Mikovski pentru Lucasen. Haideți să vedem ce scoate Lucasen din această fază. Este în duel cu Lechiatas. Lucasen ține în continuare de minge, așteaptă sprijin. Nu prea vin oameni în ofensivă. Abia acum apare aici Mikovski pentru Căpușă. Cere mai departe Vulturar. N-a fost rea ideea lui Vulturar să ceară mingea pe culoar acolo. Mikovski însă s-a răzgândit și iată acum pierde poziția balonului în fața lui Albu. Posibilitatea de contraatac pentru Craiova. Bauza și depărtează prea mult balonul de picior, dar reușește să-l scoată din joc pe Stolnic. Ce dribling-uri Bauza! Centrare contrată. Mai poate... Manu, iarăși simulează Bauza. Incredibil cât de teatral e în fiecare duel fundașul argentinian. Pe Stolnic nu-l bănuiesc de teatru. Foarte frumos trece de Mihai. Iar aici intrează Bauza, după care nu și oprește piciorul. Uite. Și tot el, tot el se zvârcolea. De parcă faza s-ar fi desfășurat invers. Da, poate că ar trebui făcut ceva la nivelul IFAB. Vorbim aici de organismul care conduce arbitrajul. În legătură cu simulările, CDB acolo face preluare, însă șutul este contrat. Craiova arată că poate. Că poate și speră în continuare. Acum două minute spuneam că UTA trăiește foarte periculos. Iată-l pe Bauza. Ce poate să pune pentru CDB din spatele celor doi apărători central de conjunctură, Mihai alături de Penga. Pentru că Stonic este în suferință după acea intrare a decarului Oltean. Fază bună. Bună, extrem de periculoasă. Ce bine a urmărit Căpușă și a dat seama. A continuat alergarea și a reușit să blocheze mingea. Dacă n-ar fi coborât, dacă n-ar fi strâns acolo în zona centrală, CDB ar fi fost singur cu Iacob. Recuperează Mikovski. Lucasen. Fabri înapoi pentru Mihai. Liniștește jocul arădenii. Am uitat deja în ultimul minut al acestei partide. UT aproape de o nouă victorie. Ar fi a cincea în ultimele șase etape. Ce sezon, ce perioada sezonului bună are UTA. Exact, unii încep să se împiedice, să-și piardă din energie, din forță. UTA aproape de un nou succes. Până la întreruperea campionatului în decembrie, UTA a fost mai mereu în zona retrogradării, în zona locurilor de baraj, iar se putea face o discuție amplă despre schimbările masive de lot, care practic nu aduseseră niciun beneficiu. Dar în 2024, 5 victorii în 7 partide, 2 înfrângeri, în 8 partide, 2 înfrângeri, ambele în București cu FCSB și Rapid. În meciul cu FCSB nici nu a contat. Iată acum pe Olteni, șutând la poartă cu stângul, departe însă de țintă. Pop. 6 minute suplimentare, ar trebui să fie atenți arădenii. Nu se grăbește Iacob. Patru goluri luate cu FCSB, 4 cu Rapid, 2 astăzi, 2 cu Botoșani, unul cu Universitatea Cluj, unul cu Sepsi. Da. 14 goluri. Da, numai că mă gândeam, au și marcat destul de mult. Dintr-o dată 8 goluri primite în cele două meciuri de la București.
Bikovski, talonat acolo de Dragu, își face datoria șeftarul Craiovei. Ce meci greu a avut Dragu. Cât a putut, s-a achitat de sarcinile defensive, în ofensivă a reușit să marcheze la cel minut 42 pentru 2-2, lovitură de colț pentru UTA, minutul 90+2. Craiova a luat gol în toate meciurile jucate de la reluarea campionatului. Ar fi al șaselea eșec în 8 meciuri pentru FCU Craiova. Repune din margine. Se grăbește Blănuță. Fabri a ținut de minge pentru că Mihai se tot afla în poziție de offside și nu dădea semne că vrea să revină. Iată-l acum pe Baus, a cerut pere de ritm, are de carul Craiovei, pasă pentru CDB pe partea dreaptă. CDB, trecarea lui 16 metri și deschide unghiul. Oh, apără Iacov, n-a fost o minge totuși grea pentru el, dar faza una grea pentru UTA. Are și noroc UTA, sigur că mai da. Devreme CDB n-a reușit să lovească foarte bine mingea, după cum nu reușește să o facă nici acum. Apariția lui Baus acolo, remarcabil faptul că a depus efort și el a fost inițiatorul acestei faze, dar ce căuta acolo în offside? Putea influența faza în caz de ceva? Da, chiar ar fi putut fi anulat un eventual gol din pricina prezenței lui Bausa. Reamintim, de la ora 17 se joacă Sibiu, Oțelul Galați, de la ora 20 Farul Constanța, CFR Cluj, celelalte două partide ale zilei din această rundă cu numărul 29. Încă 3 minute până la finalul întâlnirii, 3 minute în care UTA e pregătită să sufere. Gibril Ibrahim, Dragu, așteaptă Vlad Morar la marginea terenului. Pop, Hakim, Bausa și face un fault Albu. Mai are o schimbare, cred, Rednic. Da, e Vlad Morar la marginea terenului. Da, da, da. Va intra probabil în locul lui Lucasen. Mai mult așa pentru tragerea, pentru trecerea timpului, pentru trageri de timp. Îmi spunem, iese Minkovski, poate cel mai bun jucător al Aradului astăzi. Este încă jucătorul Rapidului, cred că ar putea face față la Rapid fără niciun fel de probleme. Nici la UTA nu a explodat, să spunem așa, din debut, din prima, dar e un jucător determinant pentru echipa lui Mircea Rednic. Problema lui Minkovski este că în partea stângă a atacului Rapidului e Petrila în mod normal, titular. În partea dreaptă se mai caută încă. Funșu a jucat bine în prima parte a sezonului. Bine, o echipă cu pretenții trebuie să aibă dublură pe posturi. A văzut ce s-a întâmplat când Petrila s-a accidentat. Bine, acum e Krasnicii. S-a accidentat Rahmani, exact. Da. Care poate juca și în stânga și în dreapta. Repune CDB de la margine, Albu cade, continuă jocul, Bausa încerca să-l păcălească acolo pe Ariel Lopez. Arădeni aruncă mingea în jumătatea adversă, ajunge Popa la mijlocul terenului. Foarte bună intervenția lui Căpușă, doborât de Ibrahim, intervine centralul, iar fluierul lui Radu Petrescu este unul izbăvitor în acest al șaselea minut și ultimul de prelungire. Faul clar. S-a cam terminat meciul. 3-2 UTA. O victorie care îi duce pe Arădeni pe loc de play-off. FCU Craiova e pe loc de baraj, locul 13, cu doar 5 puncte în fața lui Dinamo. Echipă proaspătă într-un moment când era mai mare nevoie de prospețime. Mă gândesc la polul opus, Petrolul Herman, care au stat foarte multă vreme pe locul de play-off. Au fost echipe care au pus cea mai mare presiune pe celelalte formații și care până la urmă au declanșat această luptă
a echipelor care aveau alt obiectiv decât play-off-ul pentru un loc în primele șase. Și apropo de Mikovski, Mikovski nu are clauză, UTA de fapt nu are clauză în contractul de împrumut, așadar doar prin renegocieri l-ar putea păstra. Dar la cum joacă Mikovski, cred că Rapidul are un om bun. UTA mai are de jucat cu Dinamo în capitală până la finalul sezonului regulat. Ne-am 40 de puncte, Ucluj 38, Sepsi 37, tot 37 și Hermannstadt, însă toate aceste trei echipe mai au două meciuri la dispoziție. Final de partidă, Rednic reușește să-l învingă pe Mititelu. 3-2 pentru UTA, care urcă pe loc de play-off. De două ori a condus UTA și a egalat FCU Craiova. A treia oară oltenii n-au mai reușit să egaleze și coboară pe loc de baraj în acest moment. Adi Dobre și Dan Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Legătura lui Radu Naum la fotbal.